Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne revedem la emisiunea Realitatea în Politică. Astăzi e o emisiune de excepție, spun eu, pentru că o să abordăm probleme legate de sistemele sociale, de nivelul de trai al cetățenilor români, având în vedere faptul că de 30 de ani, primii 2 ani nu iau un calcul pentru că era perioada de provizorat, de 30 de ani statul român s-a dovedit incapabil să ia măsurile cele mai eficiente pentru asigurarea pentru cetățenii a unui nivel de trai decent, așa cum spune Constituția la articolul 47 și repet aceste dispoziții, statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte măsuri de asigurări sociale publice sau private prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială stabilite potrivit legii. Însă pentru că se apropie 9 ani de învățământ, cel puțin luni începe școala, învățământul primar și gimnazial, este foarte clar că discuțiile se vor axa și pe reforma în sistemul de educație, în condițiile în care legea învățământului, legea numărul 1 pe 2011, a fost modificată de cel puțin 100 de ori în această perioadă, a fost supus în dezbatere publică până în ziua de 23 august 2022, noua lege a educației cu fel de fel de controverse apărute, chiar reprezentantul minorității romilor în Parlament, deputatul Claudiu Cătălin Manea, a introdus un proiect deosebit de interesant prin care propune în învățământul primar și gimnazial disciplina legată de istoria romilor, robia și Holocaustul. Vom vedea dacă această disciplină, care practic face parte din programul de incluziune a romilor, va fi sau nu aprobată de Parlamentul României. Însă, pentru că problemele cu care ne confruntăm sunt extrem de ample, de la faptul că deja în coaliția de guvernare încep să apară tensiuni legate de modul în care se iau deciziile de comunicare, astăzi ministrul Muncii Marius Budăi a spus că deja va discuta în coaliție, însă fără să ia în calcul o discuție la acest nivel, a ieșit în spațiu public și a spus că pensiile, salariile, evident, vor crește, însă banii nu știm de unde vor veni, asta fiind în anul următor. De asemenea, sunt discuții legate de liberalizarea prețului la energie. Se așteaptă ordonanța de urgență promisă, ulterior va fi adoptată și o hotărâre de guvern privind normele de aplicare a ordonanței de urgență, pentru că trebuie să explic, am explicat-o de atâtea ori, însă probabil a fost mai greu de acceptat realitatea juridică consacrată în Constituție la articolul 115 alineatul 4 și anume că ordonanțele de urgență se emit în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, guvernul având obligația motivării urgenței în cuprinsul acesteia. Însă ordonanța de urgență intră în vigoare după depunerea spre aprobare, spre dezbatere în procedură de urgență către camera competentă să fie sesizată și numai după publicarea monitorului oficial al României. Sunt și alte aspecte, domenii în care nu se pot emite ordonanțe de urgență, însă ce este important că ordonanțele de urgență de natura legii organice se adoptă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul 1 din Constituție, adică jumătate plus 1 din numărul total al deputaților și senatorilor. Pentru că avem majoritate simplă, jumătate plus 1 din numărul parlamentarilor prezenți, majoritate absolută, jumătate plus 1 din numărul total și majoritate calificată, 2/3 din numărul parlamentarilor. Însă pentru a discuta despre aceste aspecte am în această seară în platou Capital TV 3 reprezentanți de seama ai partidului Noi, Națiune, Oameni împreună și vom asculta explicațiile acestora privind măsurile sociale, măsurile de relansare economică, de salvarea situației grave în care se află România în acest moment. Aseară l-am avut în emisiune pe domnul Sorin Chelmu, fost secretar general al Guvernului, secretar general al Ministerului Culturii, care a spus că în momentul de față nu sunt probleme
legate de o eventuală criză agricolă în România. Însă probleme legate de siguranță alimentară și securitate alimentară s-ar putea să apară sau deja există. Pentru telespectatorii care intenționează să intre în direct cu invitații, o pot face apelând numărul de telefon pe care îl vom afișa pe ecranul televizorului, cu rugămintea însă de a întreba exact pe subiectele pe care le supunem dezbaterii în această seară. Invitații mei din această seară, și îmi face o mare onoare să-i prezint, este doamna Viorica Dăncilă, președinte Partidul Noi, fost prim-ministru al României. Bună seara, doamnă prim-ministru, mulțumesc pentru prezența la emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Doamna Iuliana Harasim, vicepreședinte Partidul Noi, bună seara, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, mulțumesc. Și doamna Iulia Hirică, de asemenea, vicepreședinte Partidul Națiune, Oameni Împreună. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Da. Aș începe cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă. Cum comenta situația din coaliție legată de lipsa eficienței măsurilor care ar trebui, practic, să rezolve problemele cu care se confruntă românii? Sunt mai multe aspecte, sigur, care cred că trebuie să le avem în vedere. În primul rând, se numește coaliție. Au intrat două partide, unul de stânga și unul de dreapta, la guvernare pentru a veni cu o soluție pentru România și pentru români. Pe români nu interesează disputele interne din coaliție, pentru că fiecare măsură luată este decontată și de un partid și de celălalt. Faptul că se iese cu declarații, care de multe ori vând iluzii românilor, sau faptul că ies cu declarații fără a le discuta înainte în coaliție și fără a avea o proiecție bugetară pentru proiectele pe care vin în spațiu public, arată o irresponsabilitate din partea, în primul rând, a Partidului Social Democrat, și îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar și o dovadă de populism. Pentru că vorbim despre creșterea pensiilor și a salariilor, în primul rând. Corect. Conform legii, ar trebui indexate cu rata inflației. Deci nu fac o favoare pensionarilor sau salariaților. Și inflația depășește 15% deja. Exact. Deci, și ar trebui să facă această creștere cu rata inflației, pornind din acest moment, nu de la anul, pentru că s-ar putea să avem o inflație mai mare. Mi-aș dori să fie o inflație mai mică, dar după cum evoluează lucrurile, vedem că sunt slabe speranțe. Deci nu au discutat despre bugetul pentru anul 2023, în care vor fi prevăzuți banii pentru această creștere, dar totuși vii la sfârșit de august cu aceste declarații populiste care pun premierul într-o situație neplăcută, în condițiile în care puteai să ai o discuție în coaliție și să vii poate cu o creștere mai mare sau cu o creștere mai mică în funcție de bugetul pe care l-ai la dispoziție. Ceea ce am mai observat este faptul că vin cu propuneri, vin cu proiecte care efectiv, pentru care efectiv nu au banii necesari. Dar vin, le promit, pe urmă le schimbă, pe urmă vin cu altele. Oamenii au nevoie de lucruri concrete și de decizii imediate care trebuie să aibă un impact asupra creșterii nivelului de trai. Dar pentru că tot am vorbit de creșterea pensiilor și a salariului minim brut, am văzut declarația ministrului Budăi, dar și declarația conducerii Partidului Social Democrat, conform căreia vor să crească de la 2250 la 3000 de lei salariul minim brut, imediat se ridică o întrebare. Dacă vor crește salariul minim brut, vor crește și salariile demnitarilor cu un procent care poate ajunge la 50%. Pentru că știm că salariul demnitarilor este dat de un coeficient care se aplică la salariul minim brut. Deci ce vor face? Vor crește și salariile demnitarilor cu această sumă imensă? Deci sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le clarifice și eu cred că înainte de a ieși cu aceste declarații care denotă populism, care denotă lipsă de responsabilitate, acum într-o perioadă în care oamenii duc grija zilei de mâine, poate nu au pâine să o pună pe masă, se gândesc cu ce bani vor plăti facturile, nu au bani de medicamente, se gândesc dacă mâine sau poimâine vor mai avea servici, cu cât crește dobânda la bănci, sunt efectiv împovărați de griji, vii cu această declarație care este și o declarație incompletă și care presupune o măsură care se va lua
peste câteva luni de zile și, bineînțeles, numai cu acordul primului ministru. Pentru că actul normativ care vin ședința de guvern nu poate fi adoptat decât de premierul României. Deci eu cred că vor să atragă atenția, nu au ieșit din această logică a campaniei electorale, vor să arate că unii sunt buni și unii sunt răi și că de fapt nu se gândesc la România și la români, grija lor este pentru procentul pe care îl vor avea în alegeri. Dar eu, în aceeași măsură, cred că oamenii pot să facă diferența. Oamenii care s-au confruntat cu o serie de minciuni în ultima perioadă, cu o serie de promisiuni neonorate din partea coaliției de guvernare, își dau seama că, de fapt, au nevoie de un partid, au nevoie de coaliție care să aibă curajul, determinarea, să vină cu decizii imediate și cu implicații în creșterea nivelului de trai al populației. Cred că înainte de a veni cu această măsură, care, repet, este o măsură obligatorie, este dreptul pensionarilor, este dreptul salariaților să aibă indexa salariul cu rata inflației, ar trebui să ia măsuri de creștere economică, de relansare economică, efectiv să ia în considerare un raport între resurse și dezvoltare, pentru că la un moment dat nu vor mai avea fonduri sau se vor împrumuta cât se vor mai împrumuta pentru a-și onora promisiunile. Mai vreau să fac o singură precizare, faptul că am văzut legat de pensii și de salarii de anul trecut, de fapt din 2020 în coace, faptul că de fiecare dată au venit și au spus renegociem PNRR-ul în ceea ce privește cei noi 1,4% din PIB alocat pensiilor. Nu s-a făcut nicio renegociere, n-am văzut pe nimeni la Bruxelles care să facă această renegociere. Au venit și au spus creștem pensiile doar cu 5%, pe urmă cu 10%. Toate aceste lucruri nu se fac după bunul plac. Toate aceste lucruri se fac în urma unui calcul care să țină cont de două lucruri. Sustenabilitatea creșterii pensiei și în aceeași măsură asigurarea unui nivel de trai decent pentru pensionari și pentru populație. Se pare că au uitat de aceste lucruri, că acționează într-un mod care efectiv este imprevizibil. Și acest lucru se întâmplă pentru că nu au un program pe termen scurt, mediu și lung prin care să stipuleze aceste aspecte. Da, e foarte adevărat. Însă v-aș întreba până să trec și la discuția legată de legea educației și învățământul nou și începutul noului an școlar, mai ales că vorbim de dezbaterea în spațiu public, dezbaterea publică a proiectului România Educată, inițiat de președintele României Klaus Iohannis în 2016. Însă vă întreb, în mod concret, partidul Noi vine cu soluții concrete? Însă discutăm după ce o să întreb pe doamna Iuliana Harasim, cum consideră că în acest moment modificările aduse legii educației pot, eu știu, crește capacitatea de exprimare atât a cadrului profesoral, cât și a elevilor, a studenților, pentru că trebuie să recunoaștem 6% din PIB pentru educație este o sumă extrem de mică, iar eficiența sistemului de învățământ din România se vede în ultimii ani. Ca să nu mai spun, dar o să ajungem imediat și la instituțiile fundamentale ale statului. Însă, în ansamblu, cum vedeți dumneavoastră această, eu știu, reformă în sistemul de sănătate pe baza proiectului președintelui Klaus Iohannis România Educată? Părerea noastră a Partidului Națiune Oameni Împreună este că nu trebuie să ne grăbim trimite aceste legi care nu sunt suficient de bine studiate și atât timp cât toate personajele implicate, toți factorii implicați, nu au apucat să-și spună părerea. Noi i-am susținut pe aceia... Să nu uităm că sunt nemulțumiri, exact. Cel puțin la Constanța, acel comitet al elevilor n-a fost primit la discuții și multe alte asemenea aspecte în țară. Implicați. Nu găsim oare modalitatea cea mai eficientă în așa fel încât învățământul în România
să redevină măcar pe jumătate din cât a fost. Ce e atât de greu? Nu știu, hai să înțeleg că ne-au plecat elitele, în mare parte din ele avem 6 milioane, bine, nu toți sunt elite, în străinătate. Dar ce facem în continuare? Noi credem că Ministerul Educației trebuie să înțeleagă că are de rezolvat o ecuație destul de complicată. De multe ori, ca să rezolvăm asemenea probleme, avem tendința să neglijăm un termen, pe alții să-i aproximăm. Trebuie să înțelegem că trebuie să avem răbdarea de a asculta toți acești termeni luați în, și luați în calcul, pentru că aceste idei împreună s-ar putea să dea o soluție a acestei ecuații care ne va da un viitor mult mai sustenabil. De aceea am dorit ca aceste dezbateri să fie prelungite, astfel încât întreaga opinie publică să-i spună părerea. Pentru că nu mai suntem de acord în acest moment copiii noștri să suporte alt experiment care pare din capul locului eșuat, pentru că nu vedem în această lege a învățământului nici schimbări fundamentale din punct de vedere al programelor școlare, al pregătirii cadrelor didactice, al statutului cadrelor didactice și nici măcar din punct de vedere material. Și nu înțelegem cum acest guvern totuși crede că a rezolvat singur această ecuație, când de fapt nu a putut să rezolve nicio ecuație mai simplă în ceea ce privește, nu știu, grupurile sociale din școlile din mediul rural. Și este trist, pentru că ne sunt prezentate niște date, ni se spune că anul acesta 75,2% din absolvenții de liceu au luat bacalaureatul, dar nu ni se spune ce absenteism a fost, da? Numai că este rezultatul cel mai bun din cei 12 ani, nu ni se spune care este nivelul elevilor și nu se ascultă părerea elevilor. Noi am încercat să vorbim cu elevii și răspunsurile lor ne-au întristat, pentru că am constatat, chiar înainte de pandemie, am făcut un mic test cu o serie din prietenii noștri profesori, în general la clasele 6 și 7, și la întrebarea de ce veniți la școală, dragi copii, aceștia în general au răspuns în proporție de 80% că vin la școală pentru a socializa. Acum, după pandemie, am făcut același test și răspunsul a fost: venim la școală în proporție de 90% pentru a lua note. Am înțeles. Însă merg către doamna Iulia Hirică și v-aș întreba, în condițiile în care abandonul școlar, din păcate, a devenit o regulă, dacă pot spune așa, generată și de faptul că foarte mulți români au plecat în străinătate, neavând posibilitatea să asigure un nivel de trai decent familiilor din care fac parte, și atunci a intervenit abandonul școlar, analfabetismul și alte asemenea aspecte care, bine, acum se spune că la nivel european problema educației este deja în derapaj. Însă pentru România, din punct de vedere a partidului Noi, din care faceți parte, sunteți vicepreședinte, cu expertiză pe educație extrem de mare, ce credeți că ar trebui făcut? Mai sunt șanse de reabilitare a sistemului de învățământ din România? Că reforme se fac în fiecare an, însă niciuna din ele nu și-a dovedit eficiența. Avem într-adevăr încă genii olimpici și în materie, și la matematică, și la fizică. Nu mai vorbim de domeniul sportiv, iată, David Popovici și așa mai departe. Însă, prea puțin pe lângă ceea ce aveam. Și mai ales că viitorul, eu zic, nu este pus în pericol dacă sistemul de educație nu revine măcar la jumătate din ceea ce a fost. Am vorbit cu doamna prim-ministru Dăncilă în alte emisiuni și despre nivelul de exprimare al parlamentarilor. E mult sub ceea ce se întâmpla după 1996 încoace, când erau acei parlamentari școliți în perioada ceaușistă, dar pot să spun cu o înaltă pregătire profesională. Vă rog.
Educația este fundația pe care se construiește o țară. Este un domeniu de importanță strategică. Dacă analizăm statisticile Eurostat, într-adevăr, 15% dintre copiii, dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani abandonează școala în mediul urban, 23% în mediul rural, 45% se află la limita sărăciei și a excluziunii sociale, 20% dintre studenți finalizează facultatea, populația între 24 de ani și 35 de ani, doar un procent de 25% are o educație terțiară, adică o diplomă academică. În mediul urban, în mediul rural, doar 7,8%. Deci problema este majoră și trebuie voință politică. Partidul Națiune Oameni Împreună consideră că sunt două direcții de abordat. În primul rând... Vă întreb câteva secunde, vă țineți puțin ideea că avem un telefon. Da. Bună seara! Alo! Alo! Da, bună seara, vă auzim! Vă ascultăm! Bună seara! Vă aud în cască? Noi vă auzim foarte bine! În telefon? Vă auzim foarte bine, spuneți! Da, perfect! Alo? Da! Bună seara! Bună seara din nou! Vă ascultăm, domnul Marcu! Deci, aș vrea să întreb pe doamna prim-ministru, da? Dacă are în vedere o uniune a partidului din noi cu cei care au mai fost, cu domnul, de exemplu, APP-ul, cu domnul Dragnea, cu domnul... Da, domnul Dragnea nu mai e la APP. Structuri teritoriale și mă gândesc că trebuie schimbat, eu ca activist civic, cel puțin, trebuie schimbat PSD-Ciolacul la momentul ăsta, că un guvern oricum neconstituțional, pe excepție de neconstituționalitate, fiind UDMR la guvernare. Facem ceva. Un guvern neconstituțional trebuie dovedit de Curtea Constituțională, nu de noi. Da. Niciodată și să putem schimba guvernul legal și constituțional. Ați avut luat în calcul și o reunire a forțelor dumneavoastră, că a fost prim-ministru, al domnului Dragnea, bine, nu mai e nici membru, nu e, dar e în APP. Dar aveți structuri teritoriale, le reuniți odată, v-ați gândit la varianta asta să reuniți, sunteți o forță, dacă poate reușiți primari și președinți, ei fac alegerile, doamna prim-ministru, și știți la fel de bine ca și mine. Deci primarii și președinții de Consiliul Județene, că prefectul e, s-au mulțit prefecti, uitați-vă, sunt prefecti. Din 42 au făcut 84 de subprefecti. Și 7 secretari generale la Unii Electorale care trebuie să mergem acum. 8, suntem singura capitală în lumea asta care avem 7 primari la primărie, la București. Să mergem pe unul singur și Beijingul și Moscova schimba sistemul ăsta. Ca să punem bani de pace, dumneavoastră aveți în perspectivă partidul noi așa ceva? Da. Mulțumim pentru întrebare, doamnă prim-ministru. Mulțumesc, domnului Marcu, pentru întrebare. Într-adevăr, este nevoie de o unire a forțelor, dar unirea forțelor pornind de la alte aspecte. O unire a tuturor celor care vor să schimbe modul de a face politică în România, o unire a forțelor tuturor celor care cred în România și care au în suflet tricolorul României. Eu cred că sunt destui primari, destui viceprimari, președinți de consilii județene, consilieri județeni sau local, destui oameni în România care sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Ba, mai mult decât atât, mulți primari sunt trași la răspundere pentru lipsa de acțiune și despre scăderea nivelului de trai la care este supus cetățeanul român. Și cred că toți își doresc o schimbare. Cred că vor veni alături de Partidul Națiune Oameni Împreună toți cei care, așa cum am spus, vor să facem o altă politică în România, vor să readucem în prim plan onestitatea, profesionalismul, corectitudinea, coeziunea socială, solidaritatea, toți cei care cred că politica se face prin proiecte, prin acțiuni pentru oameni și pentru țară, nu acțiuni în interes personal, nu să vindem iluzii și nu să venim cu promisiuni pe care nu putem să le onorăm.
Eu cred că sunt destui oameni de bine în România, sunt destui oameni care își doresc acest lucru și împreună cu acești oameni vom reuși să schimbăm situația actuală. Și mai vreau să fac, sigur, o precizare. Noi credem foarte mult și în cei care au făcut politică, o politică în interes național, dar și în alăturarea celor care nu au făcut politică, dar care trebuie să înțeleagă că politicul conduce economicul. Chiar dacă sunt dezamăgiți, dacă nu vor veni la vot, dacă nu se vor implica, nu vom schimba ceea ce se întâmplă acum în România. Domnul Ciprian de la Oradea, vă ascultăm, bună seara! Seara bună, domnul Titi, și invitați-o dumneavoastră, telespectatorilor, și aș dori pentru doamna prim-ministru o întrebare, dacă ar putea să-mi spună unde, când și cum au greșit și dânsa și partidul ei și celelalte partide de 32 de ani de zile de ne-au adus în situația asta. Sigur, mulțumim pentru întrebare. Doamna prim-ministru. Domnul Ciprian, mulțumesc pentru întrebare, dar să știți că această alăturare, această analiză în care îi băgăm pe toți că au greșit, nu cred că este benefică pentru România. Eu consider că nu am greșit. Poate nu am luat toate măsurile care se impuneau, dar am lăsat, când am plecat de la guvernare, o țară care avea 2,8% deficit bugetar, o țară care avea o datorie publică de 34,9%, o țară în care numărul salariaților depășea numărul pensionarilor, a doua cea mai mare creștere economică din Europa și foarte multe proiecte pentru oameni și pentru țară pe diferite domenii. Faptul că văd de foarte multe ori că spun în 32 de ani nimeni n-a făcut nimic. Cred că acest lucru nu este corect și nu este bun pentru România. Pentru că știți ce se întâmplă? Cei care fac acum, nu că n-au făcut nimic, fac lucruri rele pentru țară, vor această alăturare. Haideți să-l analizăm pe fiecare, în funcție de rezultatele pe care le-a avut și ceea ce a făcut pentru România și pentru români. Nu toți suntem la fel, nici într-o familie nu suntem toți la fel, dar păi din punct de vedere politic. Și mai vreau să fac o precizare. Dacă acum vedem că se vinde mintea, dacă am văzut că s-au vândut terenuri în România, dacă am văzut că s-au vândut companii sau obiective strategice ale României, pe timpul guvernării mele de un an și 10 luni nu s-a vândut nimic din avuția națională. Eu am cumpărat Vestmold Transgaz din Republica Moldova și am cumpărat acțiuni să devenim acționari majoritari la șantierul naval de la Mangalia. Cred că și prin acest lucru am deranjat. Da, întrebarea mea însă este în concordanță cu ceea ce a întrebat domnul Ciprian. Marcu. La prima întrebare. Dacă există o posibilitate de unire a forțelor, nu știu, acum dacă vă considerați un partid cu tentă suveranistă, naționalistă, eu știu, patriotic, asta e clar, pentru că a spus dumneavoastră că mergeți pe ideea de coeziune socială, însă i-am spus și domnului Marcu, pentru că am mai discutat cu dânsul și este un activist civic care vrea binele României și al românilor, însă întrebarea este, pentru că aceste forțe a mișcărilor, a partidelor neparlamentare, în cadrul cărora există foarte multe orgolii. Fiecare dintre președinții lor, dintre liderii lor, vor să fie președinții României, prim-ministri, miniștri și așa mai departe. Dacă nu primează interesul național, cum a spus dumneavoastră, sau binele României, este foarte greu de reușit o asemenea acțiune împreună. Aveți o denumire a partidului Noi, care ar trebui să adune sub umbrela lui, sub umbrela sa, toate celelalte forțe politice și civice. Însă e greu să te lupți cu PSD, PNL, chiar UDMR, pentru că ei sunt cei mai uniți din punct de vedere electoral, dacă pot spune așa. Și dacă nu există această unitate, din punctul meu de vedere, e greu. Cum vă poziționați în această configurație acestor forțe care apar ca ciupercile după ploaie și o să apară și mai multe din octombrie, o să vedem o penurie de partide noi, suveraniste, naționaliste, pentru că e un trend, însă
Haideți să vedem cum se poate face o uniune pe tema asta, fiindcă altfel e o luptă inegală și scuze, mai spun un lucru, gândiți-vă că aceste partide, și știți foarte bine, doamna Dăncilă, primesc de la stat subvenție potrivit legii 334/2006 privind finanțarea partidelor politice, a campaniilor electorale și a referendumului. Aici ați spus foarte multe lucruri la care trebuie să fac anumite precizări. Da, suntem un partid patriotic. Și nu vreau să spun aceasta doar la nivel declarativ, pentru că am văzut că toate partidele spun că sunt patriotice. Noi am demonstrat și vom demonstra acest lucru. Una este să afirmi, alta este să demonstrezi. A spus de un partid naționalist, depinde ce înțelegeți prin naționalism. Dacă înțelegem prin naționalism o împărțire în funcție de etnie, noi ne delimităm clar de această abordare. Dar dacă prin naționalism înțelegem ceea ce spunea Nicolae Iorga, sunt naționalist pentru că iubesc poporul român și vreau să-l știu fericit, atunci da, suntem naționaliști. Dar revenind la ceea ce ați spus dumneavoastră legat de abordarea noastră, eu cred că nu trebuie să vorbim de persoane. În primul rând, noi trebuie să demonstrăm că merităm încrederea oamenilor și că fiecare partid mic, chiar dacă este un partid mic și de multe ori este trecut la și altele de către puterea actuală, trebuie să se organizeze foarte bine, să-și facă o platformă și să-și facă proiecte pentru oameni și pentru țară. Dacă vom vedea mai târziu că sunt partide care merg pe aceeași linie cu noi, vom discuta, dar noi nu vrem o unire de partide ca să dăm jos o putere. Noi vrem o unire a noastră cu cetățenii care vor să schimbe situația actuală în țară. Și spuneați că este foarte greu să ne luptăm cu PSD și PNL și UDMR. Da, este o coaliție de 70%. Dar să nu uităm un lucru. Da. Doar 30% dintre cetățeni au mers la vot. Da. 33%. Noi vrem să le spunem tuturor celor 67% că dacă nu se vor implica, lucrurile în România nu vor merge bine. Este dreptul lor, este dreptul lor la vot, drept câștigat, dreptul lor constituțional. Trebuie să meargă la vot pentru că fiecare vot contează. Sigur. Pentru a creiona destinul acestei țări și ei trebuie să contribuie la această Haideți creionare. Haideți să eliminăm o suspiciune totuși pentru că foarte și nu, vă rog, o singură remarcă mai vreau să fac. A spus că partidele primesc subvenție. Da. Primesc doar partidele parlamentare sau cele care au aleși locali. Și care au depășit. Da. Deci noi, partidele mici, pornim deja cu această problemă. Noi nu primim subvenție de la stat. Știu. Noi ne luptăm pe propriile noastre forțe și singura noastră putere poate fi dată de românii care vin alături de noi. Sigur. Mergem mai departe pentru că am întrerupt-o pe doamna Iulia Hirică. Da, vreau să continuăm legat de cum vedeți dumneavoastră viitorul învățământului românesc pe baza a ceea ce vrea Ministerul Educației prin modificarea legii 1/2011 să facă. Dacă se dorește o reformă autentică, este nevoie de specialiștii cei mai buni care să identifice problemele, cauzele și nu numai efectele, să propună strategii viabile. Acestea însă trebuie discutate cu cei care vor implementa aceste soluții, și anume cu profesorii. De asemenea, aceștia trebuie să le adapteze la condițiile date și numai când există consens. Nu mai întreb câteva secunde, domnul Florin din Italia. Da, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Ne auziți? Da, vă auzim încet. Acum vă auzim. Bună seara. Bună seara, puțin de departe vă aud, dar bine. Bună seara, domnul Piti, bună seara, doamna Dăncilă. Bună seara. Și invitațiilor dumneavoastră. Vă rog. O întrebare, dacă se poate, pentru doamna Dăncilă. Da. Și nouul dumneavoastră. Doamna Dăncilă, ce ați făcut, doamnă, pentru diaspora? Vă sunt în Italia. Pentru diaspora, a zis mai devreme, să ieșim la vot. La ultimele, când erați la putere, ce ați făcut pentru noi ca să ieșim la vot? Ne-aș împiedica puțin să ieșim la vot, nu? Scuze, nu trebuie să facă nimeni ca să ieșim la vot ceva, e un drept constituțional. Vă rog. Da. M-auziți? Da, spuneți mai departe. Domnul Lisaru, aveam această întrebare pentru doamna Dăncilă. La ultimile alegeri, penultimile, am fost puțin împiedicat că ajungem să mergem la vot diaspora. Probabil au fost niște interese să nu mergem la vot. La următoarele alegeri,
nu știu, cu nouă dumneavoastră partid aveți aceleași ideologii pentru diaspora, aveți ceva propuneri să ne aduceți acasă de data asta sau ne vreți în continuare să fie finanțatorii ai țării? Da. Vorbiți mult despre sănătate, despre școli. Cum facem să venim acasă în condițiile în care sănătatea este la pământ și școlile lasă mult de dorit? Da. Mai aveți alte întrebări? Vă rog. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noi. Deci, haideți să luăm pe rând, că eu am reținut exact. În primul rând, întrebarea era, bine, care nu ține, pentru a ieși la vot, nu trebuie să le promiți că faci ceva pentru ei și așa mai departe, ci să-i faci să înțeleagă că votul lor contează. Cum a spus dumneavoastră mai devreme, este un drept constituțional. E adevărat, contează pe cine votezi în funcție de programul și proiectul pe care îl faci. A doua întrebare este legată de faptul că, dar aici nu era doamna Dăncilă la guvernare, în 2014 la alegerile prezidențiale în primul tur și al doilea, românii nu și-au putut exercita dreptul de vot pentru că erau puține secții de votare. În 2019, la alegerile europarlamentare, au fost la fel sincope, însă în 2019, la alegerile prezidențiale, s-au organizat în 3 zile, s-a organizat portalul votsenătate.ro, de asemenea vot prin corespondență și așa mai departe. Deci nu se poate comenta pe această linie. Da, deci legat de ceea ce am făcut în timpul în care am condus Guvernul României, eu consider că nu este suficient să spunem că vrem ca românii din diasporă, românii de pretutindeni, să se întoarcă acasă. Cred că trebuie să creăm condiții în România pentru ca ei să se întoarcă acasă, să aibă servicii în România, locuri de muncă bine plătite. În acest sens, în timpul guvernării Dăncilă, am făcut salariile profesorilor 4.000 de euro tocmai pentru a împiedica exodul medicilor către alte state. Am mărit salariul în mai multe tranșe. Am făcut investiții și am creat locuri de muncă. A fost pentru prima dată când numărul angajaților, așa cum am spus înainte, a depășit numărul pensionarilor. Am făcut investiții în comunitățile locale. Să nu uităm de PNDL 1 și PNDL 2, care au fost atât de criticate, dar care au avut impact pozitiv asupra tuturor comunităților din România, indiferent de culoarea politică. Am eliminat taxele consulare. Deci au fost făcute o serie de măsuri benefice pentru românii din diasporă. Din păcate, s-a făcut o campanie foarte agresivă, o dezinformare foarte mare și nu-i acuz pe românii din diasporă care nu au mers la vot sau probabil nu au știut de toate aceste lucruri, pentru că aceste lucruri nu au fost îndelung mediatizate astfel încât românii să poată ști ceea ce se întâmplă în România. Deci eu consider că pentru a aduce înapoi acasă românii din diaspora trebuie să mergem într-o direcție bună cu economia și am dat datele mai înainte. Trebuie să creștem salariile la nivel comparabil cu cele din Occident, pentru că vedem că avem prețuri la alimente, la energie comparabile cu ceilalți și trebuie să creăm niște facilități și niște programe, fie că vorbim de Startup Nation pentru românii din diaspora, sigur, fie că am vorbit de programele pe agricultură și foarte mulți români din diaspora au beneficiat de aceste programe, adică să facem programe specifice pentru cei care vor să întoarcă în țară. Subiect vorbim și în partea a doua, însă haideți să nu mai întrerupe doamna Hirică, vă rog frumos. Îmi vine în minte acum ceva ce spunea Spiru Haret, cel care a fost o personalitate și ministru al educației cu mult timp în urmă, a fost implicat în procesul de reformă al învățământului, cum este școala astăzi, va fi țara mâine. Exact. Realitatea viitorului cu siguranță va fi alta, complet diferită față de cea de astăzi. Gândiți-vă că informația crește exponențial, descoperirile sunt din ce în ce mai multiple și tinerii, elevii și studenții trebuie să gestioneze o cantitate mare de informații. Trebuie să fie flexibil în gândire. Deci cumva educația este legată nu doar de cunoaștere, ci și de înțelegerea acesteia. Cât de mult a afectat învățământul online sistemul de învățământ de acum?
din punctul noastră de vedere. Da, există tare care sunt urmare acelei perioade, însă eu consider că un profesor care este pasionat se poate adapta. Au fost și părți bune care se puteau extrage din acea perioadă. Am participat la inspecții de gradul 1, bineînțeles online și acestea, și am realizat că profesorii s-au adaptat foarte ușor la diverse programe. Cumva paradoxal, copiii asociază online-ul cu divertismentul și lor le-a fost mai greu să se concentreze o perioadă mai lungă de timp, 8 ore sau cât dura programul respectiv. Probabil că doar cei care erau foarte interesați să studieze au excelat și o parte au niște carențe pe care trebuie să le rezolvăm. Da. Doamna Harasim, dacă îmi permiteți, sigur. Problema principală este că sistemul nostru de învățământ nu a fost pregătit pentru școala online. Aici a fost problema, nu că profesorii sau elevii nu s-ar putea nimeni adapta. Nimeni n-a fost pregătit pentru pandemie, să nu uităm. Nu, că situația financiară a copiilor, a școlilor, nu a permis și, cum să spun eu, dezvoltarea învățământului online. Și aceasta este una din cauza principală a abandonului școlar în acești ultimi 2 ani. Deci aceasta este problema. Învățământul online, după părerea noastră, este o alternativă foarte bună, dar trebuie să existe susținerea financiară pentru acesta. Da, doamna prim-ministru. Eu sunt de acord și sunt convinsă că atât Iuliana Harasim, care este cercetător, cât și Iulia Hirică, conferențiar, universitar doctor, știu foarte bine problemele existente în sistemul de învățământ și lucrează chiar la proiectul partidului pentru învățământ. Dar eu vreau să fac câteva precizări legate de România Educată. Perfect. Pentru că am văzut că acesta a fost proiectul președintelui României. Și iată că după 8 ani de zile în care domnul Iohannis este președintele României, vedem că de fapt acest proiect nu este nici pe departe soluția la care se așteptau mulți din sistemul de educație sau părinți, elevi, studenți, pentru că trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte. Vreau să precizez faptul că pentru proiectul România Educată în PNRR a fost alocată de către România o sumă foarte mare, 3,6 miliarde de euro. Fonduri necesare pentru sistemul de învățământ și am văzut că atât doamna Harasim cât și doamna Hirică au vorbit despre finanțarea necesară în sistemul educațional. Ei bine, acești bani nu pot fi luați decât dacă îndeplinim jaloanele pe care noi le-am acceptat în cadrul PNRR, Programului Național de Redresare și Reziliență. Ei bine, uitați că aceste obligativități, ca și noi nu le știm nici în acest moment. Deci noi nu știm dacă avem și reforme pe care nu le putem îndeplini, nu știm la ce s-a angajat România pentru a avea aceste fonduri atât de necesare pentru țară. Mai vreau să fac o precizare legată de programul de convergență pentru perioada 2022-2025, aprobat prin memorandumul din 4 mai 2022 de către Guvernul României și trimis Comisiei Europene, unde educația are un procent de 2,3-2,4% din PIB, atât are alocat, și nu pentru această perioadă, să spunem, dificilă, în care avem numeroase crize care se suprapun, ci pentru o perioadă de 50 de ani, deci până în 2070. Deci sunt foarte multe elemente care trebuie luate în considerare și cred că ceea ce au spus colegele mele este foarte important, o dezbatere foarte, foarte serioasă. Chiar dumneavoastră ați spus la început că această lege a fost modificată de cel puțin 100 de ori. Da. E, dacă au fost aceste modificări în 10 ani de zile, foarte multe, dacă se vrea ceva temeinic,
avem nevoie de specialiști care să se implice, avem nevoie de mediu academic, avem nevoie de profesori, de elevi, de studenți, avem nevoie de o implicare a tuturor, celor care au cunoștințe și care vor o modificare în această lege. Și ultima precizare, știm că Uniunea Europeană nu are atribuții pe educație, sănătate și cultură, dar sunt numeroase proiecte care alocă fonduri europene nerambursabile, dar în marea majoritate avem și o cofinanțare. Ei bine, noi trebuie să beneficiem de aceste proiecte, dar să nu uităm de deviza Uniunii Europene, unitate în diversitate. Deci să luăm acele fonduri care sunt necesare pentru învățământul românesc, dar care nu ne îndepărtează de identitatea națională. Pentru că vedem că se merge spre globalism, se merge pe o abordare unitară și cred că noi trebuie să fim foarte atenți și la acest aspect. Și vă spune un om care este pro-european, dar pentru care identitatea națională este foarte importantă. Da, e foarte important de adăugat că ați vorbit despre identitatea națională. Astăzi, 31 august, este o zi specială, ziua limbii române. Și trebuie să amintesc un lucru esențial în articolul 13, Constituție, limba oficială este limba română, iar la articolul 152, limba oficială nu face obiect al revizuirii Constituției. Pentru că au fost foarte multe discuții, însă e greu de interpretat din punctul meu de vedere în condițiile de azi Constituția în litera și spiritul ei, mai ales când articolul 152 îngrădește anumite aspecte și mi se pare esențial ca pluralismul politic, suveranitatea, integritatea teritorială, forma republicană de guvernământ, independența justiției, să nu facă obiect al revizuirii. De asemenea, drepturile și libertățile fundamentale, garanțiile acestora, sub nicio formă, nu pot face obiectul revizuirii legii fundamentale. Însă, dacă îmi dați vorba, pentru că ați vorbit de Constituție și de modificarea de Constituției. Constituția este obligatorie pentru toți românii. Respectarea Constituției este obligatorie pentru toți românii. Vedem acum că a apărut în spațiu public și, din păcate, susținut faptul că deciziile juridice europene sunt mai presus decât Constituția României. Mi se pare de neacceptat acest lucru. Nu trebuie să fie. Și cred că toți cei care spun acum că sunt patrioți trebuie să o demonstreze prin deciziile pe care le iau legate de acest aspect. Da, eu știu că acum câteva luni un comunicat al Curții Constituționale a explicat foarte clar că normele Uniunii Europene nu pot fi peste legea fundamentală, Constituția. Dacă ar fi să fie așa, ar trebui modificată legea fundamentală. Au fost discuții. Să nu uităm și... Dar vedem și legile justiției. Bineînțeles. Se, aici ține se de interpretarea altceva, și de da. De pregătire. Știu unde vreți să ajungeți la domnul Predoiu în ceea ce a spus, însă în condițiile, nu, dispozițiile din tratatele constitutive au prioritate față de dispozițiile din legi, numai față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Asta e foarte adevărat. Cu tot respectul, dar în condițiile în care președintele României nu a respectat Constituția, se poate merge într-o direcție greșită. Sunt de acord, aici o să explic în partea a doua însă, tot așa o interpretare dată de Curtea Constituțională legat de ceea ce înseamnă fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituției, fiindcă și aici, în Parlamentul României, chiar în acest an, acea inițiativă a AUR privind strângerea semnăturilor pentru suspendarea din funcția președintelui României, pentru încălcarea Constituției, a lăsat multe de dorit. Însă, luăm un scurt moment de publicitate, rămâneți pe Capital TV, urmează partea a doua emisiunii Realitatea în Politică. Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu.
Sfântul mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0766-536-536. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți vor schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-99-99-99. Românii din diaspora sunt invitați să-și deschidă o afacere în România prin intermediul programului Startup Nation Diaspora. Sprijinul acordat este de până la 200.000 de lei, fonduri nerambursabile, iar aplicațiile se depun exclusiv online până pe 1 septembrie 2022. Mai multe informații pe granturi.imm.gov.ro. Program implementat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Paduden Rapid Forte combate rapid durerea de cap în numai 15 minute și are efect de până la 8 ore. Padurere, Paduden Rapid Forte. Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani este notificat la Bruxelles drept organism de evaluare a conformității produselor, având asignat numărul NB1809 oferind servicii de certificare în vederea aplicării marcajului CE de conformitate european pentru produsele aflate sub incidența directivelor și regulamentelor europene. Directiva 2014/34 per Uniunea Europeană, echipament și sisteme protectoare destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, Directiva 2014/28 per Uniunea Europeană exploziv de uz civil, Directiva 2013/29 per Uniunea Europeană privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață articolelor pirotehnice, Regulamentul 2016/425 echipamente individuale de protecție, Regulamentul numărul 2003/2003 îngrășăminte chimice pe bază de nitrat de armoniu cu conținut ridicat de azot.
Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite în mod automat mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Să aveți bucurie sufletelor dragi. O emisiune de suflet pentru oameni cu suflet. Vă invit în fiecare sâmbătă seara, începând cu orele 20, la emisiunea Aducător de Bucurie, unde vă voi vorbi despre binele, despre bucuria, despre tristețea, despre binecuvântarea și despre încercările vieții noastre. De asemenea, veți putea urmări în reluare, duminică dimineața, începând cu orele 8, aceeași emisiune care sper să vă hrănească sufletul și să vă aducă multă binecuvântare. Bună, mă numesc Perjelena Mihaela, iar eu, împreună cu Capital TV și Fabiana Vuță, vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică, la ora 14, la misiunea Tine Talentați, unde vor fi invitați soliști, instrumentiști, dansatori, chiar și actori. Aceste tinere talente vin în fața dumneavoastră pentru a vă ridica bună dispoziție într-un spectacol inedit de divertisment. Vă așteptăm cu drag să ne urmăriți! Am revenit în platoul Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în Politică, Partidul Noi, Națiuni Oameni Împreună și Soluții la problemele actuale cu care se confruntă societatea românească. În mare parte ne-am axat și probabil că și în partea a doua ne vom axa pe situația din sistemul de învățământ în condițiile în care luni începe nou an școlar și aș face o singură remarcă, de fapt, și aș întreba-o și pe doamna Iulia Hirică și pe doamna Iuliana Harasim, ambele în calitate de vicepreședinte, vicepreședința Partidului Națiunii Oameni Împreună, faptul că, deși în Constituție, la articolul 32, spune foarte clar
Dreptul la învățător este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare, că învățământul de stat este gratuit potrivit legii și mai ales faptul că statul asigură persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul de a învăța și a fi instruite în limba lor maternă potrivit legii educației, evident. De asemenea, învățământul religios este organizat și garantat prin lege, însă ce este foarte important, că autonomia universitară este garantată, asta spune legea fundamentală și de aceea vă întreb, regăsim aceste aspecte și în mod practic? Și ultima întrebare, ca să vă las să vă spuneți foarte clar, ce facem cu aspectele legate de plagiat în condițiile în care ați văzut, chiar în cazul primului ministru Nicolae Ciucă, pentru a, eu știu, putea face ca legea să nu dispună pentru viitor, a fost modificată chiar legislația în domeniul CNEATCU. Vă rog, doamna Hiri. Din păcate, asistăm la o situație în care plagiatul devine endemic și standardele sunt diminuate, asistăm la involuție. Proiectul de lege propune desființarea CNEATCU și înlocuirea cu comisii de etică aparținând universităților. Considerăm însă că vor fi conflicte de interese destul de grave dacă se procedează așa. În momentul când va exista integritate academică generalizată, în momentul când educația se va normaliza, societatea va avea proprii anticorpi și mecanisme de autoapărare. Deci considerăm noi, Partidul Națiune Oameni Împreună, considerăm că atunci când se normalizează educația, vom asista și în viața publică, în mass media și în viața străzii la promovarea unor modele autentice, la o societate care se va vindeca. Să nu uităm faptul că puțin reușesc fără educație, majoritatea poate reuși, poate avea succes doar prin cunoaștere, prin valoare, prin studiu, prin corectitudine. De asemenea, suntem de părere că restructurarea învățământului superior este o prioritate zero, pentru că în acest fel se pune problema formării cadrelor didactice, pentru că acest lucru este extrem de important. Profesorul este un mentor, este cel care poate forma generațiile viitoare. Echipa profesor-student sau profesor-elev trebuie să comunice în ambele direcții. Eu, de exemplu, am o relație foarte frumoasă cu studenții mei și îmi place deosebit de mult să lucrez împreună cu ei. Însă sunt foarte atentă să am un feedback din partea lor și totdeauna țin seama de părerea lor când luăm împreună o decizie. Îi privesc și sunt așa frumoși și inteligenți. Ei reprezintă elita care va forma studenții de la Facultatea de Matematică. De matematică, da. Perfect, da. Să și explicăm, da? Profesioniștii de mâine care vor construi viitorul României. Aici e clar că nici nu poți plagia, că n-ai cum, da. Fiindcă lucrurile sunt extrem de clare și este evident că nu poți fenta, ceea ce presupune munca de cercetare. Există universități de top unde calitatea este ridicată. Nu putem să spunem că este la fel. Situația este eterogenă. Există și cazuri fericite și în alte locuri situații nefericite. Dar în privința burselor pe care le acordă statul pentru, eu știu, elevii instituționalizați, pentru cei care au probleme sociale, dar și pentru cei care au rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și așa mai departe, cum vedeți implicarea statului? Trebuie să avem în vedere ambele segmente, și cei defavorizați, dar și cei care produc performanță. Gândiți-vă că au fost atâtea rezultate frumoase anul acesta la olimpiade în toate domeniile, la matematică, la chimie, la biologie. Trebuie stimulați acești copii să studieze și trebuie stimulată excelența în general.
Perfect. Doamna Iuliana Hirica, pentru că doamna Harasim, pentru că sunteți cercetător. Vreau să mai spun ceva, da, referitor la ce spunea Iulian. Da. Fără o adevărată ierarhie a valorilor, nu putem construi nimic valabil în mediul universitar. Degeaba avem diplome de doctorat dacă noi nu putem să rezolvăm problemele în fața cărora suntem puși. Este unul dintre motivele, nu singurul, bineînțeles, pentru care am ajuns în această situație. Da. Două secunde, avem un telefon, domnul Florin din Câmpina. Bună seara, domnul Florin. Strict și la obiect, întrebare. Da. Vă ascult. Sărbâine, bună seara. Exact la subiect mă împic, da, dar să mi se răspundă pe bune. Păi nu, eu nu cred că colește cineva răspunsul. Dacă nu, eu... o să vă răspund eu. Vă rog. Nu. No. Să răspundem, dar să răspundem pe bune, să nu ne ferim de sabia lui Damocles a CNA-ului. Am înțeles. CNA-ul e cenzură, noi asta percepem. Domne, și să ne lase în pace. Ce părere au doamnele, da, vă rog, despre introducerea ca materie a Holocaustului, să împuie mintea copilului un an de zile cu Holocaustul, pentru că el poate fi trecut la istoria generală a lumii și nu neapărat la o istorie, no, da, pentru că nu suntem evrei. Da, de acord, e o întrebare, însă vorbind de fapt consumat, haideți să ascultăm întâi pe doamna Iulia Hirică, vă rog. Deci anul trecut s-a reușit de către minoritatea izraeliană, domnul, nu mai știu cum îl cheamă, îl știu foarte bine, cu V, așa, a reușit în Parlamentul României să introducă ca disciplină facultativă istoria Holocaustului Israelului sau evreii și istoria Holocaustului. S-a aprobat de către Parlament, deci în acest moment nu mai avem ce discuta. Însă opinia dumneavoastră, dacă era oportună sau nu, o astfel de introducere în condițiile în care au fost voși care au spus, domne, noi în Israel nu avem trecută istoria României sau în Ungaria, nu știu ce. Vă rog. Opinia probabil noastră că se referă la educația pentru viață. În proiectul învățământului există dorința introducerii mai multor module și se știe că unele conțin ideologie politică. Părerea noastră este că educația trebuie ținută departe de disputele politice. Sigur. Poate nu este înțelept. Trebuie să analizăm această decizie. Nu mai putem analiza, că deși ai luată. Vă rog, doamna este o problemă Harasim sensibilă aceasta. Este. Și și eu m-am gândit de multe ori la diverse aspecte. Mi-aduc aminte, totuși, comunitatea aceasta a evreilor a avut suferințe de-a lungul timpului și chiar mi-aduc aminte... domnul Florin, CNA-ul nu... cenzurează discuții legate despre această disciplină, ci cenzurează, nu pot să spun că cenzurează, ci are în vedere faptul că nu putem nega Holocaustul sau să intervenim prin, eu știu, exprimări xenofobe și așa mai departe. Vă rog. Revenind la ce spuneam, și comunitatea evrească și cea germană, dacă vă duceți aminte, în timpul comunismului, a fost vândută de Ceaușescu pe pan grei și a dus la dispariția practică a unui, nu știu, focar de cultură și nu numai, foarte important pentru România. Da. Ce este esențial? Parlamentul este suveran, nu cred că mai putem noi acum aici comenta. Aici, dacă vă rog, vreau și doamna să mai fac primis o precizare, da, dacă sigur ne referim la Holocaust, ne gândim la o perioadă în care au fost evenimente tragice. Sigur. Elemente care ne duc la ideea că aceste lucruri nu mai trebuie să repete. Numai cunoscând ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, nu mai repetăm greșelile făcute exact în trecut. Exact. Și cred că este important să știm că asemenea momente în istorie nu trebuie să se mai repete. Da. Iată, am spus la începutul emisiunii și în ce scuze, că reprezentantul minorității rome în Parlamentul României, deputatul Cătălin Manea, a introdus o propunere care privește introducerea ca disciplină facultativă a istoriei romilor, robia și Holocaustul. Domnul Ciprian de la Oradea, bună seara, vă ascultăm.
Bună seara! Ne auziți? Alo? Da. Da, da. Da, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Aș dori să pun o întrebare despre prima parte a emisiunii cu legătură cu votul. Asta ar fi pentru dumneavoastră și doamna Dăncilă. Dacă tot este așa de constituțional și adevărat acest vot care îl dăm noi la alegeri, de ce nu este nicio listă cu nume, prenume și partidul cu care s-a votat? Asta una la mână. Doi la mână, pentru doamnele din doamna cercetătoare și... Da, doamna Iulia Harasim și doamna Iulia Harasim. Acum numele nu prea... Nu prea mă rămân numele. Da. Aș dori să întreb dacă atâta știință și atâtea cunoașteri, cine a adus bun? Da, bun, mulțumim. Sau acestui omenit, omului de rând, ce a adus bun? Da, mulțumim pentru întrebări. Seară frumoasă în continuare, doamna prim-ministru. Legat de dreptul de vot. Da, probabil că întrebarea este legat de vot. Eu pot să-i spun decât atât? Eu pot să spun un lucru. Faptul că toți ne uităm și spunem toți sunt la fel sau nu se va întâmpla nimic sau ce ne aduce bun, nu cred că este o soluție pentru a rezolva ceea ce se întâmplă. Venim și criticăm, dar noi am contribuit într-un fel la destinul țării. Cred că această prezență la vot într-un număr mare este o prezență care dă și legitimitate, pentru că atunci când ai în spate un număr mare de voturi, legitimitatea ta este mai mare, dar în același timp trebuie să fie un vot dat pentru ceea ce vrei să faci pentru țară. Pentru că dincolo de persoană, dincolo de reproșurile pe care le adresăm unei persoane sau alteia, rămâne ceea ce vrei să faci și mai ales ceea ce ai făcut pentru țară. Legat de cunoaștere, pentru că am văzut că s-a adresat colegelor, eu cred că dacă nu beneficiezi de cunoaștere, de analiză, de profesionalism, nu poți să vii cu proiecte bune care să se plieze pe realitatea existentă în diferite domenii de activitate. Și credeți-mă, colegele mele, colegii mei din partid, Iuliana, Iulia, Francesco, Cornelia, Răzvan, Bogdan, sunt cei care m-au convins să mă întorc în politică, pentru că am văzut oameni foarte bine pregătiți profesional, oameni onești care au pus mai presus decât interesul lor, decât munca lor și desfășoară o activitate intensă, au pus binele țării și al oamenilor. Și cred că toți trebuie să gândim așa, toți trebuie să ne implicăm, pentru că critica este constructivă, dar dacă nu mai criticăm și nu ne implicăm, nu vom ajunge niciodată la rezultate. Foarte corect. Doamna Harasim. Voiam să spun, referitor la problema aceasta a votului, de fapt, partidul acesta tocmai așa s-a înființat. Pentru că bazele lui au fost puse de oameni care nu au făcut niciodată politică. Sunt oameni obișnuiți care, vreau să vă spun că mulți dintre ei nu au votat. Da? Da. Aveau o viață împlinită, fiecare cu profesia lui, însă s-a ajuns într-un punct în care ne-am dat seama că dacă nu luăm atitudine, viitorul nostru va eșua. Două secunde până să-i dau cuvântul doamnei Hirica. Domnul Mircea din București. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Cu respect, aș dori să pun o întrebare doamnei prim-ministru Dăncilă, scurtă și la obiect și dacă se poate să obțin și un răspuns la fel de scurt și la fel de la obiect. Dacă a fost dânsa prim-ministru un an și două luni de zile și nu a rezolvat nimic, dar chiar nimic, în afară de, nu vreau să spun ce a rezolvat, deci dar de unde știți? Ce ne va face pe noi să credem că acum o să rezolve? Da. Până acum a stat, cât a fost doamna prim-ministru, n-a spus nimic decât ce a permis domnul Dragnea, acum ce ne face pe noi să credem că de acum încolo o să fie altcineva care o să-i dea să-i dea tot felul de cum să spunem, să o țină în scurt, să nu facă nici, să nu facă. Și așa, dacă era să facă, ar trebui să facă până acum.
Nu acum să vedem. Nu știu cum se întâmplă că toți, când pierd puterea, vin și încep să ne explice la televizor. Doamne, de ce avem noi 500 de taxe și de impozite? Nu poate să ne spună dânsa. Bun. Pentru care motiv, după 30 de ani de muncă, avem pensii de 1000 de lei? Bătaia asta de joc, dânsa cât are? Păi, nu știu la care pensii. Bine, o să este întrebăm. Este la fel ca noi, cu pensiile astea, bătăile astea de joc, 900, după 30 de ani, 950 de lei, dânsa cum trăiește? Cum ar trăi cu banii ăștia? Am înțeles. Da, mulțumim pentru întrebări. Luați în calcul însă, din punctul meu de vedere, perioada când România a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, 10 ianuarie, iunie 2019. Da, o să răspund. Eu îl înțeleg pe domnul Mircea că este supărat. Într-adevăr, pensia este foarte mică. Dar nu pe dumneavoastră. Și, o să explic. Da. Dar, și acum inflația este foarte mare, facturile sunt foarte mari, se descurcă foarte greu. Dar să nu uităm că în timpul mandatului meu de un an și 10 luni, nu un an și 2 luni, am crescut punctul de pensie de la 1000 la 1100 și de la 1100 la 1265. Și dacă nu exista acea trădare să ies de la guvernare, creșteam punctul de pensie la 1775. Tot în timpul mandatului meu legat de pensie, am crescut pensia minimă de la 4000 la 704 lei. În condițiile în care atunci inflația era mică. În condițiile în care atunci am plafonat prețul la gaze la 68 de lei și am pus 2% impozit pe companiile energetice, astfel încât să acopăr plafonarea de la gaze. Legat de ceea ce a spus de domnul Dragnea și de faptul că ascultam ceea ce spune domnul Dragnea, eu înțeleg indignarea, dar nu înțeleg niciodată dezinformarea. Și nu înțeleg de ce de fiecare dată trebuie să aruncăm cu noroi înainte de a fi foarte bine informați. Nu m-a influențat domnul Dragnea. Dimpotrivă, cred că am fost premierul care a acționat pentru a duce la bun sfârșit un program de guvernare foarte bun, la care eu nu am contribuit, dar foarte bun pentru România și pentru români, și nu am fost influențată în niciun fel. Pot să facă aceste reproșuri celor care au fost înaintea mea. Da, scuze, a introdus un câine de pază prin Anca Alexandrescu? A introdus mai mulți. Au introdus mai mulți. A introdus mai mulți, dar asta nu înseamnă că cineva m-a manevrat în vreun fel. Eu aveam pe peretele de la birou o foaie de parcurs pe fiecare minister. Și am luat 80% din măsurile din programul de guvernare. Sunt foarte uimită că domnul Mircea spune nu s-a făcut nimic. Să-mi dea o adresă de mail, să-i trimit toate realizările sau un număr de telefon să-l lase, să-i trimit toate realizările din perioada în care am fost premier. Și atunci probabil nu ar mai veni cu această atitudine. Dar tocmai acest lucru trebuie să-l schimbăm. Ne lăsăm foarte ușor manevrați de multe ori de media, de știrile false apărute pe online, și nu este vina omului, pentru că percepția este foarte importantă. Asta s-a vrut, s-a creat această percepție, nu s-a făcut nimic. Dar eu cred că trebuie să ne uităm, domnule, ia să vedem, o duceau românii mai bine când era Viorica Dăncilă premier sau o duc mai bine acum? Sau o dus-o mai bine pe timpul lui Orban, Câțu sau ceilalți premieri? Cred că ar trebui să facem această analiză. Eu înțeleg indignarea, este foarte puțin această pensie și pentru că am discutat la început despre pensie, eu chiar am spus că trebuie recalculate și că trebuie indexată cel puțin cu rata inflației. Perfect. Doamna Iulie, că iar v-am întrebat. Vreau să completez cu următorul lucru. Se spune că există 3 categorii. Politicieni, oameni politici și oameni de stat. Prima categorie este preocupată de interesele personale, cea de-a doua de interesele de partid și cea de-a treia numai de interesele naționale. Noi ne dorim, în Partidul Națiune Oamenii Împreună, să primeze numai cea de-a treia categorie. Onestitatea, calitatea umană, dorința de a face bine cetății și cetățenilor. Românii nu sunt simpli pioni pe o masă de șah. Avem voință, avem idealuri pe care putem să le împlinim, trebuie doar implicare civică și împreună ne putem împlini ceea ce ne dorim. Da. Mai avem un telefon. Bună seara!
Alo, domnul Sălăjan din Sălaj. Alo. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Da, sunteți în direct. Mulțumesc, Silvan. Deci meu Silvanie, vă sun. Da, a, și meu Silvanie. Da, bună seara. Dacă mă... Vă auzim. Vă auzim, așteptăm întrebarea. Vreau să vă... Așa. Vreau să vă spun și să critic toată clasa asta politică care vine în toate studiourile și să bat cu pumnul în piept că ce realizări au făcut ei. Au făcut pe dracu că au vândut țara asta la fierbeni. Asta e opinia dumneavoastră. Nu ajută nimic. Nu... E o opinie personală. Întrebări dacă aveți pentru doamna prim-ministru sau pentru doamna de vicepreședinte. Am înțeles. Partidului. Toată lumea se vrea la președinție, la prim-ministru. Doamna Dăncilă n-a spus că o să candideze. Am înțeles. Vreau să întreb, mai întreb pe doamna Dăncilă dacă totuși mai candidează, ce ar mai face la ora actuală pentru o Românie distrusă, o Românie care nu mai are niciun potențial, nici agricol, nici industrial. Da. Mulțumim pentru întrebare, domnul Sălăjan. Vă rog, doamna prim-ministru. Da. În primul rând, e iarăși această generalizare. Domnul a spus, domnul Sălăjan, că critică toată clasa politică, că toți au vândut țara. Repet ceea ce am spus la început. Nu am vândut absolut nimic din avuția țării. Am cumpărat pentru România. Am reprezentat cu demnitate țara. Sunt singurul român care s-a dus în Parlamentul European și a spus că nu dă socoteală și vrea respect pentru România și pentru români. Legat de faptul că avem o țară distrusă, dacă vom avea această abordare, vom merge din rău în mai rău. Există soluții pentru România. Și dacă ar fi să dau doar câteva elemente, pentru că vom veni cu un program de guvernare, ar trebui să facem să avem grijă de raportul dintre resurse și dezvoltare, să facem o relansare, o restructurare a economiei, ținând cont de două aspecte. De ceea ce avem noi ca și competitivitate, de ceea ce suntem competitivi pe piața externă, și aici trebuie făcută o analiză foarte, foarte atentă, și am să dau exemplu Poloniei, care a făcut acest lucru și care a ieșit că maioneza este cea mai căutată și ceaiul, astfel încât Polonia, luând fructe de pădure din România, are cel mai mare export de ceai de fructe de pădure către China. Și al doilea element, o analiză competitivă, adică pe ce domenii putem să fim competitivi. Pe agricultură, înainte eram pe industria mobilă, acum ne-a depășit Polonia. Deci toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere. Trebuie să avem în vedere faptul că trebuie să creștem exporturile și să reducem importurile. Să nu mai exportăm materie primă, ci produs finit. Sunt foarte multe lucruri, dar acest lucru ar presupune o discuție pe domenii. Sigur. Și cred că acest lucru putem expune atunci când vom veni în fața opiniei publice cu programul de guvernare. Da. Doamna Iulia Hirică, este posibilă revitalizarea sistemului de cercetare în România? Și pentru doamna Harasim. Cercetarea este extrem de importantă. Aș spune ceva ce există în proiectul de lege. Se dorește cumva absorpția institutelor de cercetare de către instituțiile de învățământ superior. Noi considerăm că nu este cea mai fericită idee. Ar trebui refinanțată cercetarea, potențată, aceasta cu siguranță va produce progres. Cer scuze. Să nu uităm că cercetarea este extrem de importantă în viața de zi cu zi, deși noi nu realizăm asta. Dacă ar fi să comparăm situația actuală cu cea de acum 50 de ani, cu cea de acum 100 de ani, am realizat că totul este complet schimbat. Există cercetare fundamentală, care în etapa numărul 2 devine cercetare aplicată. Gândiți-vă doar în agricultură, dacă s-ar investi în cercetare, unde s-ar ajunge, cât de departe, cât de mult s-ar dezvolta acest domeniu, care este foarte important pentru România. Da, gândiți-vă că în PNRR n-au fost trecute deloc programe legate de irigații și aici avem problema, indiferent câtă cercetare s-ar face, avem... Eu știu, Academia de Studii Agricole, unde este domnul Tabără,
președinte, avem specialiști în domeniu, avem biomasa, însă, din păcate, avem și alte probleme cu care ne confruntăm. Și de aceea, până să ajung la doamna prim-ministru, să o întreb legat de Schengen, foarte important pentru România, în condițiile în care, eu știu, ar fi trebuit să intrăm în Schengen cu mulți ani în urmă, îndeplineam condițiile, e clar, și abia acum cancelarul Germaniei a spus că România, Bulgaria și Croația îndeplinesc condițiile și că asta va fi practic o problemă care se va rezolva, însă tot legat de cercetare aș întreba și pe doamna Iuliana Harasim același lucru. Dacă dânsa crede în revitalizarea sistemului da, de cercetare. Da, și cred că este o șansă pentru România. Da. România ar avea o șansă în acest domeniu. Cercetarea, din punctul nostru de vedere, nu este numai o problemă de finanțare. Este, în primul rând, o problemă de resurse umane, pentru că fără acele creiere capabile să aducă inovarea, nu se poate face nimic. Am înțeles din rapoartele guvernului că se dorește ca până în 2027, încet, încet, bugetul alocat cercetării să fie 1% din PIB. Vom vedea ce se va întâmpla, nu știm dacă va fi suficient, dar din nou, fără o adevărată ierarhizare a valorilor, nu se poate aduce foarte mult în acest domeniu. Și vreau să vă mai spun un lucru, dacă ne uităm acum, în toate universitățile de prestigiu din lumea asta și în toate centrele de cercetare de mare valoare, veți găsi și cercetători români. Aceștia ori au studiile liceale în România și cele superioare în afară, dar marea majoritate sau majoritatea au studii superioare în România și lucrează în aceste institute. Există acest potențial. Întrebarea noastră, vom putea oare în viitorul acesta să-i aducem înapoi? Dar până atunci, putem oare să realizăm o colaborare cu aceștia? Pentru că foarte mulți dintre ei, mulți dintre ei, colegi de-ai mei, ne întreabă, putem veni să ajutăm, să construim un centru, să aducem aparatură. Nu există această dorință. Da. Sunt atâtea sunt atâtea baraje în calea acestor relații încât nu se poate face nimic. Deci noi credem că o administrare judicioasă a fondurilor disponibile și a forței intelectuale ar putea aduce mari beneficii cercetării românești. Corect. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Alo. Alo, bună seara. Domnul Gogu din București. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Aș dori să pun o întrebare foarte scurtă stimatelor dumneavoastră invitate, mai precis doamnei Dăncilă. Sper să nu se supere. Dar această întrebare a fost celebră la vremea respectivă. Stimată doamnă prim-ministru, puteți să ne spuneți aria cercului, formula? Mulțumesc! Nu are legătură cu subiectul, dar mă rog, e o întrebare. Să știți că ironia niciodată nu duce la ceva constructiv. Da, pot să vă spun aria cercului, dar aceeași întrebare a fost pusă președintelui României și nu a știut absolut deloc. Ba mai mult, avem lideri acum care spun că Ucraina e în Balcanii de Vest sau care confundă o sală polivalentă cu o cameră mortuară. Să știți că nu aceasta este problema care va duce la dezvoltarea României. Faptul că știu eu sau nu știu aria cercului. Da, e pier pătrat. Am aici un conferențiar care face parte din echipa de conducere și ne va ajuta la tot ceea ce ține de probleme de matematică. Uitați, de multe ori noi pierdem pentru că avem această abordare. În loc să întrebăm lucruri care sunt lucruri de substanță, cum putem rezolva o problemă care se confruntă România, cum putem să aducem la bugetul de stat mai mulți bani, cum putem să dezvoltăm România, cum putem să avem o relație pe plan extern mult mai bună cu alte țări și din Uniunea Europeană, dar și țări terțe. Nu ne interesează acest lucru. Vrem să ducem totul în derizoriu, punând întrebări care nu au nicio legătură cu dezvoltarea țării. Nu cred că dacă am știut eu acum care este aria cercului, rezolvăm problema pensiilor. Sigur. Adică acest lucru, această abordare mi se pare o bătaie de joc asupra celor care efectiv așteaptă soluții de la noi. Da, oameni care o duc foarte greu și care chiar nu au chef de asemenea glume.
Eu vă mulțumesc pentru întrebare. Pentru mine nu a fost greu să vă dau răspunsul, dar pentru dumneavoastră cu asemenea întrebare, chiar, cred că nu este o situație confortabilă. Ce vreau să adaug, și atunci și acum am înțeles, doamna Dăncilă era un om extrem de emotiv, acum nu mai este. Eu nu cred că nu știa, ci în balansa emoțiilor de atunci, sigur asta a fost. Deci eu, din ce am întrebat în acele momente și acum, mi se spunea, domnule, e o femeie extrem de capabilă, însă este o femeie emotivă. Asta mi s-a spus. Domnul cred Suzan, că ați depășit acest stadiu. Să nu uităm că atunci când m-au întrebat cu Aria Cercului, am stat 2 ore și jumătate, am răspuns la 252 de întrebări. În condițiile în care în aceeași perioadă președintele României a ales un număr restrâns de jurnaliști pentru a avea un dialog, eu am adus toată presa și mai este un lucru, sub influența presiunii, fiecare putem greși. Dar eu nu am greșit major, am spus raza la pătrat, am uitat de Pierre Pătrat, nu am omis sau 3,14, că atât înseamnă ca să dau o relație mult mai detaliată. Bun. Merge pe ideea cu Schengen. Cum comentați dumneavoastră ceea ce a spus cancelarul german în legătură cu intrarea, aderarea României, Bulgariei și Croației la Schengen? România îndeplinește condițiile de aderare la spațiul Schengen încă din 2011. Acest lucru a fost confirmat de nenumărate ori în Parlamentul European, a fost subliniat în răspunsul dat de Comisia Europeană europarlamentarilor români din toate grupurile politice, dar de fiecare dată a fost de fapt o acțiune politică. Au fost câteva țări care s-au opus aderării României la spațiul Schengen și acest lucru a făcut ca în 2022, iată după 11 ani, să se vorbească încă de aderarea României la Schengen. Am văzut declarația domnului Scholz, cancelarul Germaniei, legată de aderarea României, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar aici trebuie să facem o precizare. Nu a spus orizontul de timp în care se va face aderarea României la spațiul Schengen. În rest, a mai spus două lucruri care nu cred că ar favoriza România și care am văzut că nu au fost subliniate de niciun decident la nivel național din România. Am văzut că a mai spus despre extinderea Uniunii Europene, lucru susținut de România în timpul deținerii președinției rotative. Noi am susținut Balcanii de Vest, a fost unul din punctele din programul nostru pentru președinția Consiliului Uniunii Europene și am mai spus un lucru foarte important și mă bucuram dacă președintele, premierul, președinții celor două camere, coaliția, reacționau la acest aspect, adică a întărit teza domnului Macron, conform căreia deciziile în Consiliul European trebuie luate de o majoritate formată din țările mari și nu în unanimitate. Deci gândiți-vă că acest lucru ar afecta România, nu vom mai fi la masa deciziei și va trebui să ne supunem acestor decizii, indiferent că vrem sau că nu vrem. Am văzut slugărnicia și lipsa de demnitate pentru că mulți din politicienii români au sărit să felicite această abordare, dar nu au criticat ceea ce s-a spus mai departe și care ar arăta că în Uniunea Europeană sunt țări de mâna întâi și țări de mâna a doua. Avem un telefon. Bună seara, din Câmpia Turzii, dacă nu mă înșel. Bună seara, doamna Valentina. Bună seara. Din Târgu Mureș, da, bună seara. Vă rog. Bună seara. V-am sunat, în primul rând, bună seara, stimate doamne și doamne ministru. Doar vreau să eu nu v-am votat, dar știți că se face copii. Cu siguranță aveți votul meu. Mulțumim mult! Să rămână, seară frumoasă! Da, haideți să mergem mai departe. Care sunt îmbunătățirile pe care partidul noi le-ar aduce la legea educației? Dacă v-ați gândit în perspectivă ceea ce ar trebui să apară noua legea educației în așa fel încât învățământul sub toate aspectele lui să capete acea notorietate pe care România o avea la un moment dat și mai ales să pregătim acest viitor
care, din păcate, nu e unul atât de pozitiv pentru România din perspectiva a ceea ce urmează pe planul acesta al educației. Dacă am vorbit despre învățământul superior, există aici două ierarhii, și anume cea științifică și cea pedagogică. Și ar trebui introduși niște indicatori care să fie, care să stimuleze echilibrat cele două direcții. Pentru că cea de-a doua, considerăm că ministerul a neglijat-o. Trebuie stimulați profesorii să acorde mai multă atenție studenților. Vă dau câteva secunde, țineți-vă ideea, domnul Coman din Dâmbovița. Bună seara! Alo, vă ascultăm, domnul Coman. Vă rog. Mă auziți? Bună seara! Bună seara! Și dumneavoastră și invitatelor dumneavoastră. Nu am întrebări pentru invitatele dumneavoastră. Am urmărit cu interes emisiunea și am ascultat telefoanele. Domnul Gogu, vedeți, domnilor, asta e problema noastră cu Caterinca. I-aș adresa o întrebare mai degrabă domnului Gogu. Că bănuiesc că... Bine, Gogu nume de scenă, a votat. Clar. Ce formă de guvernământ avem noi? Chestii de genul. Nu cred că suntem într-o direcție bună. Da. Doamna prim-ministru. Mulțumesc foarte mult și m-aș bucura ca mulți să aibă această atitudine. O atitudine constructivă și o atitudine care duce spre dezvoltare, nu spre glume care cred eu spre că dezbinare. Nu sunt. Da. Da, eu noi... vă aud cam rău, nu cred că am semnal. Da. Noi vă auzim. Bine, mulțumim mult de tot, că o să auzim mai bine prin televizor, că mai sună încă cineva. În două secunde aș mai adăuga. Vă rog. Pe timpul guvernării doamnei Dăncilă, doamna s-a dovedit că are mai mulți pantaloni decât au avut toți bărbații de acolo. Da. Mulțumim. Așa este. Da. Mulțumesc. Vreau doar legat de ceea ce a spus domnul Coman. Are multă dreptate și cred că toți trebuie să abordăm cu foarte multă seriozitate ceea ce se întâmplă. De aceea Partidul Națiune Oameni Împreună vrea să aibă o altă abordare în politică, pe proiecte, o abordare constructivă, pentru că numai aceste lucruri pot să scoată țara din această situație. Și tot Partidul Națiune Oameni Împreună pune accentul pe pace. Noi am făcut marș de pace pentru pace la Arad, la Timișoara, la Brașov, am făcut la Sibiu, la Cluj, vom continua, pentru că noi avem nevoie de pace în primul rând în România, pentru că avem un război permanent român contra român. Și trebuie să dăm dovadă de mai multă solidaritate între noi, pentru că sunt vremuri mult mai dificile și prin solidaritate, prin empatie, putem depăși aceste vremuri dificile. Da, mulțumim. Doamna Hirică, vă rog. Da, să continui. Sună telefonul. Nu e nicio problemă. Există o criză a recrutării cadrelor didactice în învățământul superior. Cauza, evident, este salariile extrem de mici și o carieră universitară nu este tocmai simplă. Problema este la fel de gravă și în învățământul preuniversitar. Este o lipsă acută de cadre didactice. Tinerii nu mai sunt interesați să îmbrățișeze această meserie. Aici ar trebui să luăm niște măsuri foarte bine gândite, pentru că, așa cum am spus, educația este un domeniu de importanță strategică. Corect. Doamna Harasim. Partidul Națiune Oameni Împreună nu are trufia să spună că ideile noastre sunt cele mai bune și mâine venim cu reforma învățământului perfectă care ne va asigura generația ce o să ne scoată din această criză. Este o problemă complexă, dar interesant este că mulți factori din societatea noastră au rezolvat-o. Numai că ei, negăsindu-și locul în sistemul acesta al învățământului de stat, au migrat către o zonă privată. Dar ei au reușit și fac performanță. Oarecum nu putem să vedem ce se întâmplă? Așa este. Dacă îmi dați voie să completez un pic, să adaug ceva, pentru că colegele mele au vorbit foarte frumos și au pus foarte mult suflet în ceea ce au spus.
În cadrul Partidului Națiune Oameni Împreună avem un forum consultativ la care invităm toate partidele politice, societate civilă, mediul academic, experți din diferite domenii, toți cei care vor să participe pentru a veni cu o soluție reală, o soluție în care rezultată în urma dezbaterilor intense. Și cred că acest lucru este foarte important, pentru că chiar dacă ești partid la putere, chiar dacă ești partid în opoziție, să nu uităm că soluția pe care o găsești este foarte importantă. Și această soluție nu are nimeni dintre noi. Trebuie să o căutăm, așa cum a zis colegele mele, prin discuții cu toți actorii din societatea românească. Da, mai avem un telefon. Bună seara! Alo? Alo. Domnul Robert din Brașov, vă rog. Da, da. Vă ascultăm. Sunteți în direct, vă rog. Da, da, bună seara. Bună seara. Am sunat să întreb când se duce prietena mea să se spune pe din să se bage la somn, că oricum discuțiile pe care... E o întrebare total anapă, dar mulțumim. Da. Este opțiunea da, dumneavoastră, mă rog, dacă urmăriți sau... Întreb, da. Haideți să mergem iarăși pe o chestie foarte importantă, care într-adevăr are, eu știu, efect asupra situației politice și a încrederii în clasa politică. Pentru că asistăm la o degradare a democrației. Cum putem opri această degradare a democrației în așa fel încât cetățenii să capete încredere în clasa politică și să vină la vot? Cred că prin măsurile pe care le avem în programul partidului, prin modul de a face politică, o politică a decenței, a bunului simț, o politică în care dovedim respect ca să cerem respect. Pentru că prima dată trebuie să respecti tu pentru ca și ceilalți să te respecte. Printr-o politică bazată pe discuții cu oamenii, prin implicarea tuturor celor care vor să aducă un plus, prin convingerea celor care nu au fost la vot, care nu au făcut politică, așa cum sunt colegele mele, cum sunt colegii mei, că nu se mai poate sta pe margine, chiar dacă acest lucru îți oferă un confort, mai ales dacă ai un serviciu bun, dacă ești mulțumit de ceea ce faci, dar este nevoie de implicare. Cred că faptul că încercăm să readucem în politica românească mulți care nu au mai făcut politică până acum, că încercăm să vorbim cu tinerii, că trebuie să vină să-și creioneze viitorul, pentru că este foarte important pentru viața lor, pentru viitorul lor, și cred că este foarte important să dovedim faptul că nu toți suntem la fel, pentru că am văzut telefoanele care le-am primit, toți sunteți la fel, toți veți fi la fel, nimeni nu va face nimic. Haideți să mai avem mai multă încredere în capacitatea noastră de a mișca lucrurile, să avem mai multă încredere în România și în poporul român. Eu cred în români și cred că situația se va schimba în România dacă dăm dovadă de mai mult respect și mai multă solidaritate între noi. Corect. De aceea vă întreb, cum armonizăm țintele globale ale comunităților europene cu necesitățile și aspirațiile națiunilor, pentru fiecare dintre noastră, încep cu doamna Hirica. Este foarte important să fim conștienți de valoarea pe care o avem ca națiune. O națiune există prin valorile care o definesc. Dacă facem o analiză, vom găsi personalități marcante în diverse domenii, modele culturale care ne onorează. Și poporul român este un popor profund spiritual și toate astea ne îndreptățesc să fim pe locul pe care îl merităm și să fim o voce care contează în concertul european. Corect. Doamna Harasim? Și eu cred că în această comunitate din care facem parte, totuși fiecare națiune trebuie să-și păstreze identitatea. Iar toate hotărârile care se iau trebuie să plece și de la realitățile existente în statele respective. Exemplu acesta referitor la criza energetică ar fi un punct de început. Nu înțelegem, de exemplu, de ce România, care are o amprentă de dioxid de carbon pe cap de locuitor de 76 de metri cubi pe an,
are aceleași reguli, ba chiar este înaintea multor state care produc mult mai multă poluare. De exemplu, Franța are vreo 300 și ceva de metri cub pe cap de locuitor, Germania vreo 500, Germania vreo 700, Statele Unite 11.000, China 15.000. Totuși, noi am închis toate termocentralele și facem niște planuri pe care, dacă le gândim cu mintea, așa, nu sunt tocmai ecologice, adică nu înțelegem de ce o platformă pe nu știu câte hectare de panouri solare care va acoperi un câmp pe care au fost culturi și pe care se vor turna betoane și fier de nu știu câte tone este mai verde decât o termocentrală bine tehnologizată. Am înțeles. Aceeași întrebare pentru doamna prim-ministru, cu o completare legată de vânzarea termocentralei de la Mintia. 91 de milioane de euro vi se pare o sumă, eu foarte știu, mare, mică, cum considerați O să continui ceea ce au spus foarte corect Iulia și Iuliana, și anume că trebuie să ne întoarcem la valorile care au stat la baza formării comunității europene. Trebuie să respectăm tratatul, Cartea de Căpătâi a Uniunii Europene și să ne raportăm la o Europă unită, în care nu există țări de mâna a întâi și țări de mâna a doua. În altă ordine de idei, trebuie să pornim de la ceea ce am spus înainte, deviza Uniunii Europene, unitate în diversitate. Suntem 27 de state membre ale Uniunii Europene care au valori comune, dar poate priorități diferite. De aceea, principiul subsidiarității trebuie să fie respectat, pentru că agricultura din România are alte priorități față de agricultura din Franța. În Franța, de exemplu, avem ferme mari, în România predominante, 4 milioane, sunt ferme de subzistență și semisubzistență. Deci, eu cred că toți, ca să avem acea diversitate atât de frumoasă din Uniunea Europeană, toți trebuie să ne păstrăm identitatea națională, să ne păstrăm valorile care ni le-au lăsat străbunii noștri, de care ne-au vorbit bunicii noștri și părinții noștri. Și cred că acest lucru este foarte important. Vedem acum că se încearcă, așa cum a spus Iuliana, să avem o adaptare a unor decizii europene, o armonizare obligată. Păi, Germania are nevoie 45% de gaz, România poate mai puțin, mixul energetic este diferit. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte atunci când se iau decizii, pentru că acesta a fost conceptul de unitate. Cum putem crea unitatea dacă noi încercăm să scindăm efectiv acest lucru prin o abordare diferită de la o țară la alta. Legat de Mintia, de ceea ce ați spus, pentru că am vorbit de energie, cum să fie o sumă corectă? Mintia a fost vândută cu 91 de milioane de euro și numai retehnologizarea a costat 150 de milioane de euro. Eu vă spun ce am fi făcut Partidul Națiune Oameni Împreună. Decât să dăm 8 miliarde de euro pentru compensări, pentru plafonarea care au făcut-o, 8 miliarde de euro puteau fi investite în centrala de la Mintia, puteam aduce și cărbune până retehnologizam minele noastre din alte țări și tot nu ne ducea la suma aceasta, și acest lucru ar fi fost transpus în factura de la energie, care era mult mai mică, și ne asiguram cât de cât independența noastră energetică. Porneam din cele 8 miliarde de euro pe care trebuie să le dăm prin plafonarea făcută la prețuri de 3 sau 4 ori mai mare decât prețul din 2019, ceea ce a adus bani la bugetul de stat și, bineînțeles, a intrat în bugetul unor firme. Dădeam drumul la exploatarea de la Caragele, dădeam drumul la exploatările miniere pe care le avem. Am văzut că politicienii de fiecare dată spun, da, e inflație la noi, dar inflație și în Germania, da, și în Franța. Da. Da, dar de ce nu spunem? Polonia, Germania au început exploatarea minelor pe cărbune, noi le închidem. Mai avem decât 30 de secunde și vă întreb, în situația în care partidul Noi vine la guvernare, care va fi
eu știu, modalitatea de abordare în raportul cu Uniunea Europeană? Suntem pro-europeni, dar vom avea o reprezentare demnă în Uniunea Europeană, interesul național susținut așa cum îl susțin și celelalte state membre. Vom susține și ceea ce favorizează România, vom negocia, vom stabili, vom avea dezbateri naționale pe proiectele importante pentru România. Așa cum am avut dezbatere pe programul președinției rotative, așa trebuia să avem dezbatere pe PNRR, pentru că sunt proiecte care afectează dezvoltarea României și dezvoltarea fiecărui român. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit, care ne-au sunat, chiar dacă unele întrebări au fost puțin tendențioase. Toate cele bune, seară frumoasă în continuare, numai bine! Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează